Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare. Nu este la alegere, nu este pe zodii, deși e de mâine, dacă nu de astăzi seară, dar nu știu sigur dacă în seara asta încep etalarea pe zodii, dar de mâine sigur le încep. O etalare în care vreau să vorbim despre o anumită poveste de dragoste care se manifestă în această perioadă pentru un anume tip de colectiv. Vedeți de la început dacă faceți parte din această etalare după primele mesaje. Dacă simțiți că rezonează cu voi, puteți să ascultați până la final, da? E o poveste. O poveste de dragoste, să zicem. Haideți să vedem. Primele cărți care au vrut să se arate în timp ce am amestecat a fost Steaua. Pentru unii, trebuie să vă vindecați în primul rând de o situație oarecum dezechilibrată. Un șase de monede pentru mine întotdeauna arată o persoană care trebuie să dea în două direcții. Ori într-o relație de amor și o relație de familie, ori într-o relație de familie și o relație profesională. Există un dezechilibru. Niciodată nu se dă suficient sau la fel și într-o parte și în cealaltă. Din acest motiv apar, uitați cum au venit cărțile, ele au venit, da? Cinci de spade invers, interesant că a venit și petala, totuși o poveste de dragoste, patru de spade invers, justiția invers. Și la capătul setului de cărți, atunci când au venit acestea, trei, a apărut eremitul. Asta îmi spune că unii dintre voi sunteți într-o perioadă de tăcere. De tăcere sau comunicați foarte puțin din cauza tăcere necesară ca să vă vindecați de acest dezechilibru explicat prin cele trei cărți, da? Este o nedreptate. Clar, aici aveți balanță care dă mai mult într-o direcție decât în cealaltă și justiția invers. Poate că pentru unii există un divorț. Justiția invers reprezintă și un divorț, da? Dacă în general pentru mine reprezintă contracte, mai mult sau mai puțin convenabile, în starea aceasta, în poziția aceasta, reprezintă divorț, eventual, și cineva trebuie să vorbească mai puțin, cu cinci de spade, și să. Să-și analizeze decepțiile căpătate în acest dezechilibru, în această nedreptate, eventual în acest divorț. Dacă nu sunteți voi cei care divorțați sau vă separați de o nedreptate, probabil că sunt cei de aici, care din acest motiv, din aceste dezechilibre, n-au putut să manifeste echilibru în relație cu voi. Înțelegeți? Și din acest motiv există o tăcere necesară ca să se găsească lumina. A zis, eremitul merge către stea. Stea a apărut chiar de la început. Face parte din destinul vostru să experimentați această situație. Face parte din destinul unuia dintre voi să trăiți ori o nedreptate, tocmai ca să învățați să vă vindecați de ea, ori o separare de un contract, rupeți contractul cu cineva, karma, căsătoria, divorțul se manifestă. Și atunci trebuie să aveți răbdare până se eliberează acest personaj eventual sau învață să se exprime și să manifeste corectitudine, dreptate, echilibru, da? Aici balanța este în echilibru, aici nu este. Și probabil că în această tăcere, cine trece prin situația aceasta destul de zdruncinată, nu musai voi, cât cealaltă persoană, simt eu, cu planete, mai ales că fiind sfârșit de octombrie, probabil vreau să zic, planete multe în balanță, dar fi, nu neapărat, poate să fie și în casa șaptea. Tocmai am trecut de balanță și ne pregătim, am intrat deja în scorpion. Probabil că aceste lucruri s-au manifestat în mod special în zodia balanței. Acum, am zis, cine a trecut sau cine manifestă această tăcere în mod special din cauza unor nedreptăți, va trebui să găsească lumina, soluția, încrederea, credința, nu doar încrederea în sine, cât și credința în Dumnezeu, că poate să trăiască în dreptate, în echilibru cu altcineva, eventual, că se poate vindeca de decepțiile și jocurile mentale trăite în relația dezechilibrată. Sper că mă
înțelegeți oarecum limbajul, este un limbaj specific, evident că în fiecare domeniu, dragii mei, trebuie să avem un limbaj specific, da? În medicină se vorbește într-un anume fel, în arte într-un anume fel, în tarot în anume fel, da? Nu putem să generalizăm sau să reducem la neutru toate domeniile doar ca să fie ușor de înțeles. La capătul setului de cărți, nebunul, da? Rămâneți independente sau rămâneți încrezătoare în reușitele voastre, încrezătoare în reușitele voastre, ieșiți în afara cutiei, gândiți în afara cutiei și uite așa veți fi pregătiți să manifestați ceva de la zero. Acum acest zero, că poate să fie în această relație o nouă etapă în care vă purificați, da? Prin această tăcere foarte necesară, vă purificați de dezechilibrele și aici aveți o purificare, da? De eventuale dezechilibre care s-au manifestat, vom trăi și vom vedea. Acum vreau totuși să... A fost un mesaj în plus, vedeți dacă rezonați cu el. Acum vreau să iau o carte, să vedem situația clară, generală, în această poveste, în acest moment. Ia. Poveste de toamnă la sfârșit de octombrie, pentru un anume colectiv, energia generală. Care este energia generală în această poveste? Energia generală în această poveste, vă rog frumos, Sfinți Arhanghel, Sfinte Duh, energia generală. Energia generală în această poveste pentru colectivul căruia mă adresez, energia generală. O dată, de două ori, de trei ori și tai cărțile. Așa îmi convine mie să tai cărțile. Ok, doki. Oh, am zis, este un ciclu de suferință prin care unul dintre voi, dacă nu chiar amândoi, ați trecut, poate că separat și împreună v-ați atins niște puncte foarte sensibile, da? La capăt. Iar s-a oprit la nebun, da? Clar, trebuie să... Extraordinar, vedeți? Și am amestecat cărțile, da? Da, unul dintre voi nu s-a deschis. Eventual, varianta masculină, da? Posibil pentru unii, persoana mai masculină nu s-a deschis, nu și-a deschis sufletul către femeia care are tendința să fie mai, nu neapărat rebelă, mai... altfel decât majoritatea femeilor pe care le-a întâlnit până acum, da? Nu și-a deschis sufletul și nu a povestit atât de mult despre problemele de cuplu pe care le-a experimentat eventual până acum sau într-o altă relație. Oricum, unul dintre voi. Eu zic că ei trebuie să încheie acest ciclu. Dacă voi ați atras acest personaj care are probleme, înseamnă că și voi trebuie să învățați să vă eliberați de o karmă, că tot am văzut justiția. Aș mai vrea încă o clarificare. Hai să clarificăm. 10 de spade. Clarificăm 10 de spade. Este o renaștere obligatorie. Sunt multe. Dar văd faetonul se dorește. Da? Manifestarea unei călătorii, se dorește descoperirea unui nou destin sau adevăratului destin. Clarificăm 10 de spade, te rog frumos. Clarificăm 10 de spade, te rog frumos. 10 de spade. Mersi. Regele de spade, posibil acest personaj este cel care trece, e interesant, cavalerul de spade. Posibil acest personaj este cel, dacă nu vă simțiți voi regi de spade, adică cu marcaj puternic în semn de aer, după cum vedeți, ați văzut și la început, am zis mai devreme, posibil în balanță de un om obligatoriu, poate să fie și marcaj în gemeni și marcaj în vărsător, marcaj puternic, ascendent, planete, da? Orice zodia să fie. Dar tendința acestui personaj este de a fi rece, de a-și păstra calm în aparență. Este o atitudine saturniană. Poate că e profesor, poate că e doctor, poate că e, eu știu ce, lucrează în armată sau în orice domeniu în care se lucrează cu metalul sau cu concepte raționale.
La capătul setului de cărți, acest personaj vrea să vorbească, dar haide să vorbim un pic despre el. Personajul acesta în sine are părțile sale bune, da? Regele de spade este foarte fain dintr-un anumit punct de vedere. Cât am fi noi de emoționali, uneori avem nevoie de oameni care sunt cu capul pe umeri și picioarele pe pământ, da? Dar acest rege de spade, simt că și-a atras aceste suferințe, acest ciclu de trădări de care trebuie să se libereze, tocmai din cauza acestei atitudini. Și-a închis sufletul față de dragoste și în momentul în care, bine, toți simțim rănile într-un anume fel, acest rege de spade trebuie să descopere, sau a trebuit să descopere, probabil, întâlnindu-se cu voi, eventual, văd că asul de cupe la locul de muncă pentru unii, da? Asul, 8 de monede între asul de cupe și cavalerul de cupe, da? Da, iar apare nebunul și această femeie independentă sau personaj independent. Posibil v-ați întâlnit la locul de muncă, dar voi ați fost altfel, da? În aparență mai nebunatici, dar este doar o aparență, pentru că în spatele nebunului este o persoană foarte înțeleaptă, cu reușite, care gândește, repet, gândește altfel decât majoritatea, care nu poate fi încarcerată în reguli stupide, 9 de monede exclus, este preîmpărăteasă, da? Și manifestă cât poate varianta sa cea mai bună. Dar uneori poate că, tocmai pentru că e out of box, în afara cutiei, poate să pară mai ciudată, da? Poate chiar romantică uneori, da? Ultimul romantic. Dar e doar o aparență, persoana este mult mai profundă. Posibil sunteți voi doamnelu, posibil, dar nu obligatoriu, sau cei care exprimă această variantă feminină evoluată. Pentru unii, posibil v-ați întâlnit la locul de muncă și acolo s-a născut această nouă dragoste, despre care regele de spade vrea să vorbească cât de curând, într-un mod foarte abrupt, neprevăzut și sincer. Spada sa deja luminează, dacă aici nu luminează, pentru că stă și se gândește și la dragostea pe care o simte față de cine am zis mai devreme și la ciclurile, da, de trădări prin care a trecut și probabil că le-a primit până acum, da, face parte din viață, atitudinea aceea rațională și mentală. E bine să ne păstrăm calmul, oamenii sunt așa cum sunt, viața este simplă, plină de probleme, dar mai puțin plină de dragoste. Înțelegeți voi, da? Acest personaj a trebuit să descopere ceva și în paralel descoperă dragostea, dar asul de cupe înseamnă și vindecarea. Și vindecarea, care vine prin acea 9 de monede și acea stea. Hai să vedem ce se mai întâmplă în această poveste. Da. Ce simte față de voi acest personaj? Ce simte în această perioadă? Sau ce? Da, ce simte? Ce simte? Ia să vedem. 5 de spade. Asul de băte. 7 de băte, ce interesante. Iar cavalerul de spade revine. Deci are tendința să-și analizeze, cu 5 de spade, să-și analizeze și emoțiile și atracția. Simte în primul rând atracție sexuală foarte puternică. Încearcă să se păstreze cu picioarele pe pământ, da? Capul pe umeri și picioarele pe pământ. Am zis, e un personaj pragmatic. Poate că până acum a fost materialist, dar începe să simte alte lucruri. Oh, împăratul și împărăteasa, fantastic, visează la voi, visează că sunteți un cuplu perfect și vă veți găsi stabilitatea, mai devreme sau mai târziu, visează. A început acest rege de spade să viseze, a descoperit visurile, nu musai, nu doar erotice cu asul de spade, dar dintre toate opțiunile sale, preferă să viseze, da? Să viseze la faptul că voi doi puteți să fiți împreună un cuplu foarte puternic. Pentru că le-ați oferit această cupă a dragostei,
Chiar dacă există tăcere, dragostea există. E o dragoste necondiționată. Și în plus, mai este și foarte multă pasiune. Aici sunt posibil pentru unii, mai ales dacă divorțează și încheie un ciclu dureros, au în spate oameni care invidiază. Au dușmani. Dar, tăi încolo de dușmani, atât timp cât e pasiune și dragoste, am văzut-o. Și totuși, în continuare, are această atitudine precaută, dar e precaută față de, sau a fost precaută față de voi, am văzut și patru de monede. Dar interesant, în acest set de cărți, văd că totuși ușa se deschide. Sufletul începe să se deschidă și vine această carte, sau este urmată de Cavalerul de Spade, cel pe care l-am văzut mai devreme, având în spate o cupă, da? O cupă mare, da? Plină de emoții și de dragoste și de sensibilitate și de romantism. Începe să-și deschidă sufletul către voi. Nu doar pasiunea îi pune pe foc, îi fac să fie mai, pe de-o parte, rămân precauți, dar repet cu măsură, dar îi fac să fie și protectori și în acest moment șapte de bâte nu-l văd complet defensiv, ci o atitudine combativă, dar bine gândită, cu cinci de spade și regele de spade, cărți care țin de mental, își gândește pașii și venirea și exprimarea cu mare atenție. Pentru că vrea cu orice chip să fiți împreună, da? Vrea cu orice chip să fiți împreună, da? Și să comunice cu voi. Interesant. Am zis, simte că împreună, în hasul de bâte, în acest moment îl văd afară de atracție sexuală puternică, afară de inspirație, inspirată, nouă de monede, întotdeauna inspiră, dragii mei, să știți. Pentru că nouă este numărul lui Jupiter și Jupiter reprezintă expansiune și voie bună, da? Murița, te rog frumos să fii cu minte. Deci, în afară de inspirație, de atracție, de chef, de viață, acest personaj simte și un potențial creator. Interesant, vedeți? Este un simbol falic. Clar, este un simbol falic și ce e și mai interesant, este și un soi de element feminin. Bine, aș spune că ar putea să fie Marte, Jupiter, dar nu contează, este formă rotundă, da? Iar exact imaginea unei cum să exprim, ca să fiu elegantă. Preconcepții, da? Nu preconcepții, că se înțelege greșit. Faza de dinainte de a fertiliza ceva. Prefertilizator, să zic. În fine. Simt un potențial creator. Poate că nu vin cuvintele corect, poate că ce. Eu ar trebui să fiu un pic mai calmă, dar preiau o energie. Mă simt un pic agitată din cauza acestui cavaler de spade care, clar, este agitat, este nervos, vrea să vină și să exprime. Și poate și din cauza asta nici eu și nici el, când o să vină, o să poată exprima această atracție, da? Și această dorință de a crea ceva. Deci bâlbâliala mea ar putea să reprezinte, de fapt, canalizarea acestei stărilor acestui personaj, da? E o stare de... e foarte multă agitație, că totuși, da? Eu sunt eu, el e el, sau cine o fi. Dar preiau ceva din stările acestui personaj. Da? Vrea să vină să exprime, nu o să exprime așa cum nici eu nu găsesc tocmai acum cuvintele. Nici eu nu o să-și găsească cuvintele, dar va încerca să fie sincer. Într-o măsură, există totuși o strategie în spatele acestei comunicări. Strategia este că vrea să vă cucerească. Și eventual vă va spune că există și ceva invidioși, dușmani în spatele acestei, da, acestui potențial.
Vor să fie protector pentru că sunteți cam totul pentru ei, într-o formă pe care probabil că n-au mai întâlnit-o. Ce simt? Ce gândești? Hai să vedem ce gândesc. Ce gândesc? Interesant, asul de spade. Iar gândesc, au, și regele de spade și asul de spade sunt cu sabia în jos. Gândesc, gândesc că trebuie să se elibereze de karmă, de justiția aceea de justiția aceea nedreaptă, de fapt. Da. Și iar faptul că este din teacă nevoia de a comunica. Gândesc. Încă sunt în faza de gândire, că tot am văzut teremitul care analizează. Ce mai gândesc? Ia, ce frumos! La voi, două suflete perechi, pentru care trebuie să se lupte. Gândesc. Ce mai gândesc? Ce mai gândesc? Acești oameni. Deci, în acest moment, probabil, posibil, foarte posibil, puteți să probați în sensul acesta. Ia uite, patru de spade și regele de cupe. Interesant. Exprim stările unui personaj masculin. Stările gândurile și vom vedea și intenția. Încă o carte. Ce gândește despre voi? Interesant, cu asul de spade sub 5. Dacă au avut conflicte mentale legate de această atracție, încep să o înțeleagă altfel. Ia uite, eremitul, da? Gândesc și iar s-a oprit la voi, dar gândesc la voi. Ce apasă? Ia uite, îi apasă atitudinea tradițională, contractele, poziția socială, poate chiar și financiară, îi apasă. Cultura, educația pe care au primit-o de la părinți, cultura în care s-au născut, îi apasă. Dar îi apasă foarte mult cu 10 de bâte și atracția și atunci trebuie să aleagă. Dar n-au venit doi de spade, doi de monede, dar au venit cărți care arată analiză. Și evident că e normal, înainte să alegi, trebuie să analizezi, dar apar și conflictele mentale. Pentru unii dintre voi, cineva a zis niște vorbe. Posibil aceste vorbe au atras și tăcerea, dar, repet, tăcerea este foarte importantă, sunt deja trei cărți care arată, patru cu regele de spade, care arată analiză, meditație. Vindecare de decepții, de karmă, eliberarea de karmă, căutarea luminii, lumina aceea, steaua, credinței, pentru că eremitul este o carte spirituală, iar avem un 9. Este o carte spirituală și atunci acest personaj în lumea sa mentală, rațională, logică, trebuie să descopere credința într-o formă sau alta. Aici este și o descoperă. Începe să se vindece de rănile anterioare. Și se vindecă prin dragostea pe care încep să o simtă pentru voi. Am văzut asul de cupe, acum apare regele de cupe și este energie masculină, nu e regina, da? Deci ar putea să fie, eu așa simt, dragii mei, același personaj, da? Care, cum am spus, interesant, începe să-și deschidă sufletul și ce vede acolo? Un ocean de emoții. Aici nu mai văd pe Saturn, îl văd pe Jupiter, pentru că sunt culori calde, da? Jupiter care guvernează nu doar zodia săgetătorului, dar și zodia peștilor, da? Și aici este dragostea necondiționată, starea de visare, de reverie. Se trezește acest personaj la lucru, visând la voi. Nu glumesc, pentru că simt fiori și nu că mi-e frig, nu, chiar mi-e bine. Am caloriferul lângă mine. Nu, începe să simtă. Și interesant cum simt, stă și acasă, nu doar la job. La jobul acela important pe care l-o avea. Cât o fi el de important. E un grad de responsabilitate. Dar, acasă, tace și simt că dragostea față de voi îi învață să împingă acest trei de spade, rănile, pe care poate și voi doi vi le-ați provocat, mai mult sau mai puțin voit, dar în primul rând pe care l-a trăit acest personaj în ciclul de trădări, de care trebuie să se elibereze.
Nu, chiar sunt faine cărțile. Se întâmplă ceva. Pe de altă parte, analizează și această pasiune. Și simte că pasiunea, repet, inspiră, creează, are potențial creator. Chiar dacă, într-adevăr, când simți multă atracție și dragoste pentru cineva, riști să fii rănit. Mai ușor decât atunci când ești rece. Dar merită riscul. Merită riscul, pentru că intensitatea stărilor emoționale și fizice, că totuși zbâte, da? Și energia pe care o simte, merită efortul. Și merită să lupți pentru asemenea stări, pentru această dragoste necondiționată, pe care, repet, încep să o descopere. O descoperă, da? Caută, descoperă. Și aici este interesant. Deci, ce gândește, gândește. Eventual cum să vină înspre voi, pentru că simte nevoia să comunice. La capătul setului de cărți, 9 de monede, da, discutat despre 9 de monede, da, am zis inspirați, inspirați. Până acum numai cărți care reprezintă personaje masculine, de masă, da, care se gândesc la un personaj feminin, interesant. Care sunt intențiile acestui personaj? În această poveste de toamnă, sfârșit de toamnă, aș spune sfârșit de octombrie, dar posibil să se manifeste și noiembrie, o să fac eventual continuarea și noiembrie sau poate noiembrie va fi altă poveste. O să fac altă poveste și noiembrie, vedem ce-o fi. Intențiile acestui personaj. Trei de spade. Da? Trei de spade, 8 de cupe. Ia uite, luna. Eventual în secret. Oh, dar ține în secret toată admirația, toată atracție pe care o simte față de femeia divină. Da, simte că sunteți femeia lor divină. Da. Acest personaj a încercat să fugă de voi. Le-ați oferit cupa doamnelor. În ce sens? Le-ați oferit empatie, sensibilitate, vibrația voastră. Da? Eu vorbesc de vibrație. Ați venit ca un trăsnet în viața lor. Și au încercat să fugă. De-aia apare și tăcerea. Sau să nu spună tot despre viața lor. Apare și mincinosul și luna. Apar niște cărți. Da? A încercat să fugă și de atracția pe care o simte față de voi. A încercat să fugă. Încerca să fugă în tradiții, în această, eu știu, în acel contract, ce-o fi el, ce-o fi trăind. Însă, admirația și atracția pentru voi rămâne totuși un secret până se rezolvă problema acestei legături în care încă sunt și de care trebuie să se elibereze. Pe de o altă parte, ce mai simt cu Regina de Cupe, Marele Preot și Împărăteasa, dragile mele, sunteți un profesor spiritual și când am zis că sunteți profesor spiritual pentru acest personaj, măcar pentru acest personaj, vreau să spun că sunteți persoane care ați investit în creșterea voastră spirituală cât de cât, cât de cât. Și vibrația voastră înaltă, Regina de Cupe, Marele Preot și Împărăteasa, vibrația voastră înaltă, îi sensibilizează și îi învață dragostea. Regele și Regina de Cupe, da? Îi învață dragostea. Și în acest motiv sunteți profesori, măcar profesorii lor spirituali. Nu e obligatoriu să fiți profesor spiritual și în viața de zi cu zi sau printr-un hobby sau eu știu ce alt job. Dar față de acest personaj, sunteți profesorii lor spirituale. Hai să vedem ce intenție au. În primul rând, trei de spade, 8 de cupe. Vor să lase în urmă decepțiile. Chiar dacă între voi au intervenit niște cuvinte care au adus sau chiar și tăcere, care au adus suferință, ia uite ce frumos, da? Vor să le lase în urmă. Mai sunt și decepțiile din relațiile anterioare. Relații sau relație de lungă durată cu familia, cu eu știu cine, da? Iar eventual, da, clar a fost separare între voi, da? O separare necesară ca să aleagă. Dar
și o așteptare, evident, cu trei debute. Dar eu simt că vor alege totuși dragostea. Hai să vedem ce intenție au. Ce intenționează acest person? Oh, ce multe cărți! Ia, uite ce frumos! Iar luna? Ce intenționează? Da, exact, 4-5 cărți. Cum să le pun invers? Uite așa le pun, așa simt nevoia. Imediat vă arăt că nu am secrete față de voi. Deci, 3 de spade, 8 de cupe, vor să se libereze de decepții și de cupele goale, da? Emoții netrăite, mai, astăzi fac și eu greșeli, da, nu contează. Mesajul este important, da? Vor să vină către voi. Și momentul în care vă veți întâlni 2 și cu 3 și cu 1, da? Cupa, da? Cupa relației. Depinde de voi, de iertarea voastră și de capacitatea voastră de a-i înțelege. Că în acea tăcere, conflicte ce au fost, au trebuit să se redescopere pe ei. Va fi bucurie 2 cu 1, 3. Aveți potențial 8 și cu 2, 10, da? Aveți potențial de a fi împreună. Eventual intenționează până una alta, până să se întâlnească cu voi, intenționează să vă comunice telepatic măcar din când în când stările lor. Dacă aveți niște stări pe care nu le recunoașteți ca fiind ale voastre, ori un stres, ori o bâlbâială, cum mi s-a întâmplat mie în această etalare, da? Nu că s-ar bâlbâi cavalerul de spade, dar cavalerul de spade nu este emoțional, nu-i romantic. Nu găsește cuvintele acelea plăcute, potrivite, cuvinte potrivite. Era o carte de poezie, da? Preferă să spună direct și cât mai simplu, mai laconic. Deci, vrea să vină. În primul rând vrea să lase în spate dezamăgirile pentru că lângă voi se simt iubiți, se simt văzuți. Se simt văzuți. Vedeți în sufletul lor și eventual ei văd în sufletul vostru. Și se întreabă, cum de n-am putut să văd așa ceva până acum, da? Vor să vină clar cu 8 de bâte. Vor să vină, se vede, și prin cavalerul de spade, dar acum vedem și prin 8 de bâte. Nevoia de comunicare, doar o comunicare pasională, interesant, 8 de bâte și asul de cupe. Vor să călătorească, să comunice despre această dragoste, despre tot ce simt. Vor să aibă victorie, am zis de la 5 de spade că vor victorie, dar vor să vină să vă impresioneze cu 6 de bâte, 5 de bâte, foarte multe bâte, da? 5 de bâte vor să vină victorios, să vă impresioneze, să dea cu toată concurența de pământ, da? Pentru că își doresc 4 de bâte, o relație stabilă, bazată pe ce? Pe emoții și pe pasiune, da? Nu pe karmă, nu pe nedreptăți, nu că așa se întâmplă și în alte cupluri, știți? Nu bazată pe așa ceva. Pentru că în cuplurile în care există dragoste, respect și pasiune, rănile sunt mai mici, sunt mai suportabile, sunt trecătoare cât să învățăm niște lecții, e altceva. Totuși, există o frică a acestui rege. Frica este cum se va manifesta, cum pot să fie protectori, să fie stabil în această relație, pentru că încă sunt stresați, nu găsesc soluții. De-aia stau și meditează. Am văzut eremitul, regele de spade. Stau și meditează cum să iasă din lanțuri. Din lanțurile acestea, da? Cum să iasă din lanțuri. Sunt obișnuiți, aici este pentru mine cartea programărilor mentale, sunt obișnuiți să nu prea comunice decât eventual despre muncă, dar la muncă ce s-a întâmplat, au întâlnit, da? Persoana aceea altfel, plină de emoții, entuziastă, mai zgubilitică, da? Și altceva, își doresc altceva, așa simt. Aici este o frică a lor, cum să se manifeste stabilitatea. Ei așa au fost programați. Stabilitatea există doar când avem monede și spade.
Da? Doar când facem lucrurile ca la carte sau cum am fost învățați, educați, cum ni s-a zis, li s-a zis lor de mama, tata. Dacă părinții au fost într-un anume fel, lasă, maică, că merge și așa, că nici noi n-am fost fericiți, am stat împreună până la adânci bătrâneți. Etena! Suntem în secolul 21, în era vărsătorului, suntem altfel și nu doar altfel, dar acum, la sfârșit de lume veche, trebuie să experimentăm dragostea și pasiunea și întâlnirea dintre sufletele perechi. Da? Aveți regele pe masă, regele de cupe și regina de cupe. Mai devreme am fost regele, împărăteasa și împăratul. Păi, o să fie, da, o să fie victorie. Se termină cu patru de monede. De, nu de monede, de bâte. Asta înseamnă patru de monede, mă face să înțeleg că ține foarte mult. Sunteți valoroase, ține foarte mult la voi. Chiar dacă lucrurile arată într-un anume fel, dar este aici o teamă, o teamă. Pentru că vorbesc de teamă, pentru că este și 8 de spade, programarea mentală. Ei, repet, nu sunt obișnuiți să exprime ce simt, eventual nici nu își bat prea mult capul, nu și-au bătut prea mult căpșorul cu ceea ce simt, pentru că, domne, hai să fim serioși. Nu toate cuplurile sunt fericite. Și treaba lor, cum sunt alții. Important este ce vreau eu, nu? Dragii mei ascultători, voi ce vreți? Nu vreți să fiți fericiți? Sau vreți să trăiți așa de pe o zi pe alta? Hai să ne plictisim împreună, hai să ne suportăm împreună și trece viața pe lângă noi și nu știm ce e aia. Să vibrăm la unison, da? Asul de cupe, asul de bâte și cele două suflete perechi. Haide, și patru. Posibil, patru de bâte. Să fiți ori suflete perechi, ori chiar flăcări gemene. Hai să vedem un alt mesaj pentru acest colectiv. Pentru acest colectiv. Ups, asta vrea. Fiți puternici. Interesant, a venit cartea aceasta, dar care mi-aduce aminte de putere. Am zis, unul dintre voi are această atitudine inocentă, dar foarte empatică și plină de compasiune față de tot ce este în jurul lor. Da? Multe emoții în spatele vostru. Aveți, sunteți ca niște îngeri care sunt în stare să îmblânzească orice fiară. Fiara fiind chiar egoul multora dintre cei pe care îi întâlniți. Eventual sunteți profesor spiritual de alt. Pentru mai multe persoane, nu doar pentru acest personaj. Libertatea, iar nevoia de libertate este un subiect pe care trebuie să-l înțeleagă acest personaj, regele de spade. Nevoia de libertate, nu de monede, o persoană liberă. Dar nu am zis că dacă ești liber, faci ce vrei cu viața ta. Nu, personajul acela nouă de monede pe care îl ador este o persoană liberă, dar care manifestă lucruri înțelepte, manifestă monede, manifestă, da, ieșirea din patru de din mentalul acesta terestru sau pământean, comunicarea cu spiritele, cu vulturul. E foarte frumoasă cartea. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Un mesaj de la acest personaj pentru voi. Mesaj de la acest personaj pentru voi. Două. Ia să vedem. Patru de spade a doua oară când vine. Nebunul, iar a doua oară sau a treia oară, analizează cum se ia de la zero. Patru de cupe. Magicianul. La capătul setului de cărți avem 10 de spade, așa cum am început, da? Încă suferă. Dar, ca să se poată bucura, ia uite, de 9 de cupe, trebuie să se elibereze de acest ciclu, 10 de spade, da? Dar ce este frumos în aceste de cărți, 10 de spade a apărut invers, pentru că este cartea invers. Normal, aici curge sânge, curg spadele, în fine, este invers. Începe, e în proces de eliberare, da? Invocă întâlnirea cu voi, invocă, da? Întâlnirea cu voi, încearcă prin acest patru de spade, eventual să se roage,
să descopere credința într-o formă sau alta, să vă atragă prin telepatie, am zis, da, doi de cupe, să vă atragă. Pentru că felul vostru de a fi vulnerabil, un pic nebunesc, dar altfel, în aparență, dispus la riscuri, dar am explicat mai devreme, e doar o aparență. Dar în această tăcere îi este dor de această vibrație a voastră, vulnerabilă, plină de pasiune, de emoție, în care aveți impresia că nu vedeți în fața voastră și vă aruncați în valuri, vă aruncați în viață, dar nu este chiar așa. Pentru că voi aveți un ghidaj divin, da? Aveți un ghidaj divin, aici e Phoenix-ul, ați renăscut, știți să vă conectați la lumină, la divinitate. Și vibrația voastră lipsește. Meditează, se gândește la vibrația voastră și încă regretă separarea. Cele trei cupe, cele trei inimi sunt în gri aici. Sunt în sus, regretă. Probabil că în curând, în momentul în care va veni, da, va comunica această inimă, da, această cupă, va comunica despre ceea ce simt. Dar mesajul este, cât timp sunteți în tăcere, cât timp sunteți în tăcere, interesant că magicianul a venit pe orizontal, în proces de manifestare, în proces de exprimare, le este dor de voi. Cu patru de spade și patru de cupe le este dor, da? Da, mesaje de la ei, pentru voi. Alte mesaje. Își doresc să manifeste. A apărut nebunul, magician în curs de dezvoltare. Se va manifesta eventual? Să le iau pe toate? Hai să le iau pe toate și eu și pe asta. Se va manifesta magician în momentul în care va comunica cu voi. Asta înseamnă manifestare, da? Ce mai vrea să spună? Regina de monede, prințesa de monede, vocea, visul, cinci de spade și magnetismul, aici este. Da. Ar vrea să comunice. Care este mesajul? Că își dorește să se întâlnească cu voi, să comunice cât de valoroase sunteți, regina de pământ, da? Sau de, da, Queen of Squares. Cât de valoroase sunteți. Pentru că pentru mine regina de monede, printre multe altele, înseamnă și valoarea unei persoane. În momentul în care visează la voi, este între două stări, între vocea interioară, care le șoptește, da, trebuie să exprime faptul că țin la voi și că reprezentați ceva deosebit pentru ei și iar au conflictele acestea mentale. Cum pot eu, un rege de spade, să mă gândesc atât de mult, e un vis, să visez la această atracție, magnetismă și iar a picat petală care reprezintă dragoste pentru mine? Tara de trandafir. E un magnetism de rizm. Nu întâmplător am zis magnetism, da? Încă nu sunteți unul lângă celălalt. Niciodată nu se știe cum sunteți. Adică aici e posibil să fiți pe cale să vă atrageți. Dacă venea invers, aș fi zis că vă îndepărtați. Dar vă atrageți, chiar dacă e distanță, chiar dacă nu comunicați. Deci este vocea interioară spune să comunice toate aceste lucruri când vă veți întâlni. Rămâne de văzut în cât timp vă veți întâlni. Dar îmi place că s-a terminat totuși cu acest... De fapt nu s-a terminat. Hai să mai încă o carte. Mai dăm o carte sau două. Vedem. Mesaj. De la ei pentru voi. Da, au conflicte. Se gândesc. Că n-au mai trăit așa ceva, eventual. Vor să vină spre voi, faetonul. Mai dăm câteva mesaje. Ups, puteți sta. 9 de spade. Și fac griji aici. 5 de spade, 9 de spade. Și fac griji. Mai multe decât e cazul. Pierd nopțile. 9 de spade. Stă și se gândește. Nu doar că visează, dar și-și face griji.
8 de monede, cum să lucreze în această relație, cum să investească, nu să investească, chiar cum să se implice, nu doar să investească, cum să se implice. Pentru că simte multe emoții. Valuri peste valuri. Iar am tras, iar. Valuri peste valuri. Asul de monede, da, vrea să înceapă. Dar a venit pe orizontal, e nemanifestat, e în curs de manifestare, în momentul în care, repet, va comunica și vă veți întâlni, se poate manifesta, dar mai întâi trebuie comunicat, trebuie spus niște lucruri. E al treilea, e asta, asul de bâte, asul de cupe și asul de monede. A, nu, al patrulea, avem patru ași, toți așii, ia uite. Prințesa de spade, ia uite, nevoia de comunicare. Valetul de spade, asta înseamnă. Ține foarte mult să colaboreze cu voi. Pentru că sunteți altfel, ieșiți din tipare. Da? Trei de bute, trei de, ce zic mai bute, trei de monede, probabil că vă așteaptă, speră, da? Și patru de monede, ține foarte mult, sunteți altfel decât restul și vrea să colaboreze. Ce vrea să mai spună? Ce vrea să mai spună acest personaj? Vreau să construi. Ah, câte emoții are, să vi le spună. Chiar dacă nu se pricepe foarte bine la poezie, dar să vi le spun, uite, 8 de băte. Astăzi chiar mă cam bâlbâi, probabil că și el se va bâlbâi, el, da? 8 de băte. Da? Și 6 de cupe, dorința de împăcare. Conștientizează în această persoană, în această perioadă, că sunteți suflete perechi, 9 de monede, iar persoana independentă, sunteți suflete perechi. Cu visul, interesant, și cu 6 de cupe, posibil, să aibă, și cu vocea interioară, interesant, să aibă flash-uri din viața anterioară, interesant, iau ce frumos, 6 de cupe și împărăteasa, 9 de monede, preîmpărăteasa și împărăteasa, la care visează, obsedant, obsesiv, da? Am zis, în această imagine, personajul acesta, de orice zodie ar fi, nu contează pământ, aer, apă, foc, personajul acesta foarte bine conturat de societate și de familie, își sparge din tiparul său cu care s-a obișnuit și din acest tipar vechi izbucnește un izvor de dragoste, de emoție, de sensibilitate. Și multă pasiune, regina de foc. Hai să vedem de la îngerul mesaj și cam atâta. Sper că... interesant. Ce? Iertare. Iertare, în primul rând. Trebuie să vă iertați, iertați trecutul, separat de voi și împreună, să vă iertați ca să manifestați, dacă vreți, alegerea voastră, dar am zis, o poveste de toamnă. Ops, 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 ops. Primește cu dragoste și apreciere. Dacă ei vor să vină să exprime lucrurile acestea, cât ori reuși și ei, măcar o parte le știți de la mine, restul le veți descoperi în timp, primiți cu dragoste și apreciere. Acceptarea într-un mod grațios este un fel de a arăta dragostea. Mesaje de la Înger pentru voi. Pentru unii poate să fulguie când vă întâlniți. Ia uite, dragostea face diferența. Dragostea face diferența. Dragostea ne ajută să vindecăm rănile trecutului, apropo de iertare, da, de vindecare am mai discutat, și asigură un sentiment sau o senzație de securitate și de stimă față de noi. Ah, ce frumos, o nouă dragoste. Deci este pentru acest personaj, este o nouă dragoste. 2 și cu 6, 8, care le transformă viața. Dragostea îndură. Au îndurat foarte mult în viață. Eventual și voi ați îndurat în această poveste și puteți să treceți într-o nouă etapă. New love. O nouă etapă a iubirii voastre. Eventual, ce frumos! Eventual pentru unii să fie o poveste
cu un personaj pe care l-ați întâlnit de curând, în ultimile luni, maxim un an de zile, e new, este nou, nu este ceva vechi. Sau, repet, să fie o nouă etapă în dragostea voastră, oricum e o nouă dragoste. Și în spatele șabloanelor relaționale, relațiilor karmice, de care trebuie să se eliberează acest personaj și eventual și voi, este uniunea celor două suflete. Posibil să fiți flăcări gemene, iar 2 și cu 8, 1, magicianul, trebuie să se manifeste după transformare, da? Să se manifeste. Da, eventual, dacă sunteți flăcări gemene, suferința prin care treceți în această relație este importantă tocmai ca să treceți la un new level, o nouă etapă în dragostea pe care o veți trăi. Sper că v-a plăcut. Sunt curioasă cine s-a regăsit în această poveste. Și de mâine începe talerele pe zodii. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau!